Bună ziua și bine ați venit la ședința de Consiliu programată pentru astăzi, 12.08.2021. În conformitate cu dispozițiile primarului Comunei, numărul 206, din 6.08.2021, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local, care are loc astăzi, 12.08.2021, orele 15.30, în sala de ședințe. Ordinea de zi este următoarea. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, inițiator primarul Comunii. Proiect însoțit de raportul de specialitate a documentului de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea venită din partea la SC, la Force Service, SRL, de constituirea garanției de bună execuție din cadrul contractului de execuție lucrări numărul 6600 din 31.10.2018, aferent obiectivului de investiții, rest executat alimentare cu apă a satelor Comunei Sândulen, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamne Iancu Angelina, domiciliată în Comuna Sândulen, satul Târzulești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Proiectul însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Și 4 diverse. Pentru început, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Supunem la vot ordinea de zi din de astăzi. Cine este pentru? Dacă e un punct suplimentar pe ordinea de zi, are cineva de zi. Nu este. Da? Punctul pe care începe cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Inițiator primarul Comunii. Proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Rectificarea de buget este o rectificare în cadrul acelorași capitol. Vorbim de lucrarea lucrări de intervenții și reparații la drumul comunal Coman. Inițial, în proiectul de buget local, a fost alocat 431.000 de lei, respectiv 4.310.000 de lei. S-a constatat că suma, sumele, valoarea, nu este de ajuns, deci nu ajunge. Și a făcut o ridicare de buget în cadrul același capitol, am luat 4 miliarde din alte capitole și le-am dus pe drumul. De unde am luat aceste sume? Am luat din funcționare, am avut necesarul de 4 grade în funcționare și am luat sume din dezvoltare, că, conform legii finanțelor, ne dă voie să ducem din dezvoltare în funcționare și din funcționare în funcționare, dar în anumite condiții. Condițiile este ca excedentul anilor precedenți să nu fie folosit din dezvoltare funcționare, excedentul va fi folosit doar în dezvoltare, dar în același timp, dacă avem un excedent, nu avem voie să suplimentez sumele din funcționare cu o valoare mult mai mare decât a fost valoarea inițială. Adică valoarea inițială în proiectul de buget local, aferent anul 2021, era de 14 miliarde. Deci este vorba de rectificare de buget în cadrul capitolului 82, în niște sume alocate către drumul COR. De 4 miliarde din cadrul aceeași capitol. De 3 miliarde, am cheltuit din 3, cu 7 miliarde de lei. Întrebările pe acest lucru. Dacă vreți să vă spun de ce s-a făcut asfaltul de la drumul acum, vă spun cu sinceritate, nu era ca și o prioritate, dar pentru că în anul 2010 ne-am constat că mi-a spus că guvernul care a fost atunci, a luat toți banii la sfârșitul anului în detalii, 4 miliarde jumătate
guverne ale transbani, mi-a fost teamă că aceste sume pe care avem noi din buget, care la sfârșitul anului să nu fie retrase de către guvern. Și atunci am fost nevoit să facem cât mai multe investiții, adică să cheltuim mulți bani, astfel încât la sfârșitul anului să nu avem niciun exigent, astfel încât statul să ia bani. Adică trecem într-o perioadă foarte reață, o perioadă în care trăim doar din împrumut, o perioadă în care nu știi ce va fi pe ziua de mâine. Și atunci fiecare persoană, chiar și dumneavoastră, în cadrul familiei, încercați să faceți investiții în Italia creștină. Și nu știu ce se întâmplă, va fi o perioadă foarte grea la nivel național, nu grea, foarte grea. Pentru că vedeți că inflația s-a dus de la 3,1, s-a dus la 6%, iar valoarea împrumutului s-a dus de la 21% sau 26% cât era, s-a dus la 51%. E, adică, dacă ce înseamnă 50%, nu știu dacă puțin de dumneavoastră știți care este bugetul național. Bugetul național este de aproximativ 250 miliarde, cel puțin acum 2 ani era 220 de miliarde de euro, acum vreo 250, anul trecut a fost constituit pe 276, așa un calcul simplu arată că noi avem un grad de datorare de 130 de miliarde. Mai mult din jumătatea bugetului. Jumătate din bugetul național. E o situație foarte grea și citeam pe Facebook, toți citim, se făcea diferența de la multe persoane, la nu știu cine este, diferența între noi ca și nații, ca și popor, între noi, polonezi și unguri. Adică, nu știu, țineți-vă bani acolo, că nu se știe ce va fi. De asta am preferat să facem ceva cu banii, care a sfârșitul anului să nu ia bani. Și inițiator a fost Neantuan Salca, mi-a adus aminte că în 2010 a luat toți banii. Atunci, domnul Băsescu. Alte întrebări. Dacă vreți să vă spun că acest drum nu este făcut pe la ureche, deci este făcut pentru unul dintre consilieri, unul dintre dumneavoastră a spus, domnule, dar noi nu știm și Mata știi, nea Vasării, nea Ioan, această lucrare are expertiză tehnică, făcută de domnul expert pe un de la București, nu l-am cunoscut când am venit aici, este proiect întocmit din domnul Lupeș de societatea, eu nu știu cum îi zice, societatea. Și mai mult de atât, această lucrare nu este pe încredințare indirectă, este pe procedură simplificată, unde putea să participe orice societate din întreaga țară. Așa cum am spus și în campanie, dacă rețineți, la mine toate lucrările sunt pe proceduri simplificate. Acum, dacă ai un șansă făcut de 100 de milioane, n-ai cum să scoți pe proceduri simplificate, că legislația spune de 100 de mii de euro în plus. Da, alte întrebări, la ce spun? Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea venită din partea la SECE, la Force Service SRL, de constituirea garanției de bună execuție din cadrul contractului de execuție lucrări numărul 6600 din 31-10-2018, aferent obiectivului de investiții, rest de executat alimentare cu apă a satelor comunei Sândulen, județul Bacău. Inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Acest punct, nu am vorbit cu niciunul dintre dumneavoastră, este un punct care eu personal lasă la atitudinea dumneavoastră de a aproba sau de a neaproba acest punct. Dumneavoastră decideți. Despre ce este vorba? Într-o ședință anterioară, SECE la Force Service a depus o cerere de deblocare a garanției de bune execuții de 70%. Adică, el a executat o lucrare de 30 de miliarde, 35 de miliarde, i s-a oprit 10% garanție din acea lucrare. În momentul când se va încheia, se termină lucrarea, se va încheia procesul verbal de finalizare la terminarea lucrărilor, în recepție finale. Deci, procesul verbal la terminarea lucrărilor, unitatea beneficiară, respectiv OAT Sândulen, trebuie să deblocheze 70% din valoarea aia. 30% îi se va deboca după 2 ani de zile, după perioada de garanție. Perioada de garanție unde el va fi făcută după acea perioadă de 2 ani de zile, se va deboca un proces verbal de recepție finală. Noi atunci, domnul secretar, o să vă completez și domnul secretar,
Noi am deblocat atunci 70%, nu i-am deblocat 30%, adică, Doamne ferește, de ce se întâmplă ceva în perioada de 2 ani de zile, de la recepția la terminarea lucrării până la recepția finală de 2 ani de zile, să avem de unde să... Ei au venit acum cu o solicitare. Este justă din punctul meu de vedere, pentru că s-au scupit toate materialele și ei n-au cum să finalizeze un rezervor de la recepție. Și zice, domnul primar, dă-ne drumul și la 30% valoarea aia de 1.200.000 care o avem la dumneavoastră în contul de garanție. O legislație individuală nu este greșit. Adică, la licitație, în momentul când se cheie un contract de execuție, ai două condiții. Sunt două condiții de constituire a garanției de bună execuție. Întrupit o poliță de asigurare și cu bilet de la ordin, dar eu cireată, cu casă, în valoarea aia de care avem noi de... sau banca îngirează acea valoare, sau poliția de asigurare sau garanția în reținere succesivă de 10%. Dumneavoastră acum, întrebarea este, dacă ați înțeles, acei 30%, el solicită acei 30% și să constituie garanția de execuție printr-o poliță de asigurare cu bilet de la ordine. Dar termenul când îl au pentru finalizarea? N-ați înțeles. Finalizarea lucrărilor este la 31 decembrie. Noi am revocat acei 70%. Ei, 70% din garanție, din 2.200.000. Au mai rămas 1.200.000. Acei 1.200.000 ar trebui să le dăm drumul după 2 ani de zile. Vorbim de acei 30%. Deci vorbim mot-a-mot, vorbim de acei 30% care noi putem să le aprobăm să le dăm drumul, dar cu constituirea de poliție de asigurare, dar cu o treia Consiliului Local. Dumneavoastră vă asumați. Domnul secretar? Dar au fost probleme sau ceva? Nu au fost probleme. Eu nu știu ce să zic. Pățin Carogan. Exact aceeași situație. Da. O închide firma, o bagă în insolvență și noi rămânem cu șansurile și cu... Și șansuri, da. Da. Nici 70%, hai că i-am aprobat atunci, e ok, o să-și continui lucrările. Dar tu acum vii și îmi iei și garanția că ar trebui să o dau după 2 ani de când mi-ai pus în funcțiune rețeaua? Iar îi dorești o poliție de asigurare. Acum eu nu știu, vă dau cuvântul. Și banca care încerca să faci un pas înapoi pe sunanii zile, gata, nu te mai susțin. Aici aveți și dumneavoastră dreptate, pentru că eu dacă am o defecțiune și zic, domnule, remediază defecțiunea într-o luni de zile, și el nu remediază defecțiunea într-o luni de zile, la un exemplu, eu atunci, ce fac? Mă duc frumos, caut altă societate, remediez defecțiunea și nu mi-aș dau drumul. Nu mă judec, la sfârșit nu mi-ai dau drumul ăia. Și dă drumul, contul banii înapoi în contul meu de venit. Adică, da, ia. Așa, poliția, v-am zis, banca își retrage sprijinul după un an de zile și tu rămâi cu Așa, să știți, am pățit o cu Gheorghe. Exact așa am pățit. El a avut un contact cu DPD Gheorghe, prin 9 luni de zile. Cu poliție de asigurare, cu tot, ok. Nu știam de ce, voia ca să se prelungească termenul execuției cu 2 luni de zile. M-am înțeles de ce chiar trebuie, adică mai avea de făcut ceva, nu știu ce, și tot m-am mânat să prelungească. Nu știam de ce voia să prelungească. Să toarne asfaltul. Nu vorbim de asfalt. Și tot îl prelungea. Trebuia să termină în iulie. La septembrie, noaptea, pentru că a doua zi știți că PNDR-ul ăsta nu mai dădea bani acolo. Am dat un bani 7 miliarde, fără să știu că polița lui de asigurare e expirată. Când a venit curtea de conturi, Bine, lucrarea a fost bună, am avut noroc. Când a venit curtea de conturi, am constatat. Cum ai dat drumul la cei 7 miliarde, fără să oprești garanția de bună execuție? Bine, aici e altă speță. Fără a avea poliță de asigurare. Adică, dacă dai drumul la cei 30%, să ai poliță de asigurare încă 2 ani de zile. Numai că, dacă el nu recepționează lucrarea pe 31 decembrie, la un exemplu, dacă nu finalizează, da? Ce faci cu acei 30%? Adică, nu e ok și așa. Dumneavoastră decideți, eu... Nu, eu unul nu mi-o asum. Dar eu, domnule, sunt puncte pe ordinea de zi care vă spun că sunt ok, și ăsta, din punct de vedere legislativ, este ok, dar lasă la tine, lasă de a decide. Da sau nu? Pentru deci că tu nu ce ai luat toți banii și ai rămas la 30% din garanție și nici nu mi-ai terminat
numim terminat lucrarea. Nu, oare terminat. Lucrai, domnul Georgel, ai văzut că televizorul acum, toți constructorii se pun de materiale. Toate lucrările din România sunt suspendate din cauza mea. S-au spus materialul 60%. Eu am venit la licitație acum 3 luni de zile. Dau un exemplu. Iau fierul cu beton cu 12 lei. Dau și eu 12 lei kg. Cu 10 lei. Și acum 16 lei kg. Dau un exemplu. Adică, voi nu mă duc, e mult timp. Deci eu nu pot să susțin acea lucrare. Dacă am o lucrare mică de 100, 200, 100 de mii de euro, dacă am o lucrare de asta de miliarde, n-am pus să o susțin. Pentru că proiecturile s-au făcut, mi-a zis, cu 50-60%, 40, 20. Nu pot să susțin. Și atunci și ei au dreptate. Guvernul spune că o să dea un bonat, o hotărâre de guvern, de indexarea contractului doar pe materiale. Exact cum a fost înainte pe manoperă. Acum trebuie să-i crede și pe ei, pe constructor. N-acum. Eu am venit și zic că ți-am luat sacul de ciment cu 20 de lei, acum e 24-25, cât de sacul? 25. Adică s-a scumpit cu cât? Cu 10, 20, 25%. Nu toată. Nu chiar așa. Acum pe toate. OSB, fierul. Fierul, lemnul, lemnul, vorbim de lemn. Știți cât e metru cu lemn? Se duce până la 14 milioane. De la 12 la 14. Și înainte eu cumpăram lemnul cu 7.500.000, metru cu cât? 7 milioane jumătate. Eu luat Marius. 7 milioane jumătate scândul. Am luat eu. 50%. 50% lemn. 50% lemn. Adică, din realitate și constructor. Numai să ne apăzim eu, să ne împăzim și noi costănării. Adică, da, nu știu ce se va întâmpla. E o situație gravă la nivel național. Și am spus întotdeauna și repet și nu. Da, întotdeauna când, eu nu sunt atât de implicat în politică, dar întotdeauna când a fost dreapta, s-a nenorocit în România. Și vorbim de la Convenția Democrată în 96-2000. S-a discus. Vorbim de 2004-2008. S-a discus. A venit Tălicianu, a fost bine în 2008, în 2010, știți? Erau bani atunci, nu era în 2020, vinea la sfârșitul anului. Deci, vă să supuneți la vot? Pune la vot. Dar stau cu poate mai avem ceva de spus, e care? Puneți-vă punctul de vedere. Da? Eu să gândeam, puteți să spuneți și dumneavoastră? Nu, referitor la punctul ăsta, puteți să spuneți și dumneavoastră, puteți să... S-a făcut adresa către societatea de asigurări, tot a cerut niște documente că dacă e dat, ce au făcut și ei? Au luat și au tras de timp în așa fel încât să expire poliția. A expirat poliția. Noi avem o situație cu o garanție și nici acum nu am rezolvat situația. Uitați că mi-am adus aminte. Cu drumul de la Greșești. Cu drumul de la Greșești. Deci drumul a fost ok. E chiar bun drumul de la Greșești. Dom'le, e chiar bun. Am adus un expert și a zis că domnule trebuia să aibă 10 cm și 9 cm și are 8,7 sau 10,7. Dar în alte locuri drumul e bun. Adică depinde de nivelul lui farmacie. În alte părți avea 11,5, în altă parte 10, în altă parte 9,5. Dar pe total a fost. Da? Și conform expertizei, noi aveam o garanție de bună execuție, tip 45.000 de lei. Da? Dar mie îmi trebuia ca să trag în un convor asfaltic, cum a zis expertul, de 4 cm, îmi trebuia în momentul respectiv 1 miliard, 100.000, 1 miliard, 100. Dar eu nu aveam o garanție de 45.000. Și am chemat pe constructor și am zis, băi, trage-mă, pune de la tine 45.000, am murit de la Floareș, el e Floareș, și a rămas cineva de la Baia Mare. Nu avem. Mi-a dat o judecată, da? A câștigat. A câștigat. Să-i deblochez garanția e 45.000. Că drumul este bun. Și a făcut dumneavoastră expertiză, doamna Floareș, și a constatat, judecătorul zice, domne, conform existat, îi fac din 300 de calorie. Ia fă din 50 și 50 de metri. Și fă 20 de calorie și fă media aritmetică acolo. Și când a făcut media, a constatat că e 10. 10,2. Nu e 8,5 sau 9,2. Și judecătorul spune că care este bun. Și a zis să-i dau bani înapoi în garanția de bună execuție. Nici acum. Nu i-am dat bună banii aia 45.000, că a fost frică să-i dau bună. Cu adică să-i dau judecătorul. Dar dacă îmi trimite somație și notificare, nu mai am ce face. Trebuie să-i dau bună. Da. Domnule. Dacă voia și cu dobândă, dar trebuie să-mi deschidă la proces. Este, deci nu, banii care sunt depuși în trezorerie sunt cu dobândă, deci nu am ce cu dobândă și mai dau. Pe scurtă, doar pe dobândă.
Cât timp a trecut de când era? Mulți ani, de așa, după aceea. Lucrarea a făcut în 2012, în 9 ani. Era în sezonul estival din campanie. Deci v-ați să vă. Mai sunt alte potrivite, alte propuneri, adică care mai sunt trei propuneri de tare și... Nu, nu, nu. Aici e mai tare. La din discuție nu mai sunt. Nu, să spunem la vorba. Cine se plătă? Spun... Fiecare e liber să spună părerea. Ia să spun. Ia împotrivă? Împotrivă toți. Toți. Deci împotriva... Garanția dintre... Așa, deci garanția se rămână la locul ei. De 35%, deci toată lumea este de pentru. Garanția se rămâne la locul ei. Deci se respinge cererea. Da, da. Așa. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Iancu Angelina, domiciliată în Comuna Sângureni, satul Gârzulești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei. Proiect consultat de raport de specialitate a Comunei de Specialitate și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, numărul 2 și numărul 3. După cum știți, doamne Iancu Angelina era scasă, chiar s-a scasă de tot. O situație foarte. Noi, de când sunt eu primar, nu am acordat decât o singură dată, unei singure persoane, 10.000 de lei. Domnul din Sădoie, ca la poliție de asigurare. N-am dat și o ales mai multe case de comună. O ales casa asta de aici, o ales toată. Era pe la cine? La Cibotal. La Cibotal, casa asta de aici, poate am dat. Viorica. De la Delșești, domnul George. Ușoară acolo. La Calma, sus, la Rădău. Școala, casa lui Calma, o ați toată. Toată casa lui Gadurii. Da. Dar Calma, toată casa. Noi n-am acordat pentru că nu a avut nimeni o poliție de asigurare. Asta e o poziția noastră, cu toate că legislația domnul secretar, nu zice, doar pentru calamități naturale trebuie să ai poliție de asigurare. Eu știam și domnul secretar mi-a arătat doar... Aici este. Dar nu mai importanță. Domnul secretar ne-a arătat și noi am zis doar în caz de calamități naturale trebuie să ai poliție de asigurare. Noi am avut o situație, o speță, de genul acesta, când au fost calamități naturale din 2017-2018, când vigul comisia din momentul respectiv, nu cu rea voință, nu a intrat acele persoane înăuntru spunând că nu am nevoie de bani. În momentul când ceilalți au luat bani, atunci au venit și ei că au nevoie de bani. Și dau exemplu de două persoane, vecinii meu, vieri, poștașul, nu prea. Poștașul, încă un băiat. Dar vedeți, de exemplu, băiatul celălalt a fost cei mai afectați. Dar eu zic că nu, când nu trebuie niciun bani, nu vrei să intre. Comisia trebuie să intre. Da. Și noi am încat să aprobăm câte 5.000 de lei, că atât a dat statul respectiv, a fost 5.000 de lei, s-a aprobat câte 5.000 de lei. Și domnul secretar nu mă lăsa. Și a zis, uite, conform cu articolul putare, calamități naturale, poliție de asigurare. În caz de incendii nu se solicită. Las tot așa la tine adunează, se aprobăm sau se aprobăm. Nu spun absolut nimic. Singurul lucru pe care vă spun, nu avem banii necesari. Deci noi, în acest moment, nu avem niciun euro. Niciun euro. Da. Dacă va fi o rectificare de buget, de, cum zice domnul secretar, al statului, nu zic să ne aprobăm 10.000 de lei. Dar și aici vine două moțiuni. Ori aprobăm, ori nu aprobăm, nu poți să aprobi ceva fără să ai buget, banii alocați, să ai banii buget și nu aprobi. Când dumneavoastră se la tine în astea, iar e o chestie de... Referească... Aș putea să intervenim? Da, domnule, spune. Oameni buni, e o ședință deschisă, numai puțin atât. E o ședință deschisă. Țineți minte aici, dacă greșim ceva, toți dăm cu subsemnat. Pentru că eu am venit cu ei cu ora inimă, că eu am inițiat, da? Și dumneavoastră s-a aprobat. Să nu credeți că intru numai eu sau mă, dar toți îndrăm. Eu am inițiat, mă, dar e aprobat. Și am venit, spun tot ce este și cădem de comun acord, ce facem. E foarte simplu să dai.
spre exemplu, la Pâlgărești. Nu la Pâlgărești, la Lahova. La Lahova au fost cele mai mari, domnul Marea care nu știe, au fost cele mai mari probleme din județul Bacău. Unde? 5-4 ani de zile, în continuu, au fost numai așa cercuri. De ce? Primarul era de la PSD Vlad, majoritatea era de la PNR. Păi nu se poate așa. El, fiind foarte slab, n-a putut să facă nimic. Ceilalți consilieri respingeau în continuu. Dar i-am zis odată, păi Vlad, dar nu așa se face, că pe la unu-s banii mei, nu-s banii tăi, pleci acasă. A, nu a aprobat, mă duc la judecător și spun, bun, că care ești la consilieri, că nu trebuie aprobat. Păi ce să fac? Exact cum s-a întâmplat cu bugetul. Din fel judecătorul. Adică dacă legislația îmi dă voie să fac asta, mă duc să fac asta, nu pot să mă blochez. Că până la urmă blochez pe mine ca și om, ca primar. Pentru că omul te votează sau nu te votează. Blochez-o cu mână întreagă. Și dacă ai blocat-o cu mână, ce faci? Că dacă ai pierdut un an, s-a dus. Ai pierdut un an, s-a dus. Adică dacă Doamne ferește la sfârșitul anului iar guvernul ăla, ce faci? Adică noi pe 4 ani zile am zis că facem aia, facem aia, facem aia, în pe urmă, dacă se ia bani. Ia la dispune tot. Dacă totuși spuneți că nu sunt bani, că nu degeaba. Eu aș avea o altă propunere. Să amânăm acest punct. Când primim bani de la stat, facem o rectificare și atunci vom aproba un ajutor pentru punctul ăsta. Este punctul matare de neamnat. Altcineva o punct de vedere. Nu am nimic în urmă. Spuneți-vă punctul de vedere. Eu un punct de vedere pe care îl punem. Și mi-am zis să o luau cu asta. Exact. Să facem în felul următor. Că legea a spus că merge și așa, și fără asigurare și cu asigurare. Să facem să nu dăm la nimeni. Ca să nu supri. La unul dăm, la unul nu dăm. Exact. Nu dăm nici la unul și atunci o să fie corect. Poate. Când o să mai fie așa ceva, cum? Că nici mi-a, nu mi s-o dat nimic. Și mi-am zis să o luau cu asta, n-am primit nicio nimic. Și cel mai bine așa, să nu superi, că ăla are asigurare, țara nu are asigurare. Nu mai dăm la nimeni și gata. Nu știu mi-a dacă totuși vom primi bani de la sat, deci e bine că s-au spus două puncte de vedere. Da, având în vedere că femeia era într-o casă, nu este nicio casă socială în sat, unde se stea. Am făcut, am băutat bani. Da, uitați, e o situație. Omul ăsta e acasă, nu-i dar eu ocupat. Au fost la ceva. Cum adică ai făcut? Am împrumutat bani, am făcut. O altă întrebare. Domnul Dăbară, ai făcut cerere la primărie, ai fost? N-am făcut cerere, tot la fel s-o cerut în ședințe, ne-am ieri, după ce am ieri. O cerut bani și tot la fel. Da. Nu se poate. Domnul primar m-am întâlnit cu el, o zis să vadă dacă se poate face și nu s-a făcut. Nici măcar o mingere cu țata la fost? Nu, nimic. Nu s-a dat nimeni. Și nu a fost numai cazul meu. Cum a zis și unul meu? Mă luau de aici, prin de ce? Da, deci după cum ați spus, nouă ni se permite să ajutăm pe caz de incendii și cu asigurare și fără asigurare. Nu este asta un motiv de selecție. Rămâne doar la latitudinea noastră dacă dorim acest lucru. Chiar am întrebat la Curtea de Conturi să nu ne impute nouă chestia asta. Și a spus că nu este nicio problemă. Rămâne doar la latitudinea noastră dacă vrem să... Într-adevăr, evenimentul din primăvară, doar știți că și atunci au fost discuții, suma a fost cam mare, s-a creat un precedent și acum este cam... Da, într-adevăr, nu s-au dat până acum, dar să luăm o hotărâre cu toți de comun acord că nu știm ce se va întâmpla mâine, păi mâine și este discuție. Adică la o persoană nu, eu nu sunt împotrivă să se dea. Într-adevăr, plafonul este cam mare și nu știu dacă o să ne permitem, dacă lună de lună are drept o casă, avem bugetul necesar să dăm atâția bani la fiecare. Dar un ajutor, eu cred că nimeni nu este bucuros să-i ardă casa, un ajutor este binevenit la oricare. Acum, în funcție de bugetul nostru, hotărâm care este plafonul ăla, chiar ar fi bine să aprobăm dinainte. Nici să fie atât de mare cât să-și dea un foc singur la casă, dar nici mic să fie în bătaie de loc. Noi, în ședință, nu știu, de bugetul local, am aprobat niște ajutoare de urgență.
Acolo 1000 de lei. Se apă puțin suma aia, 1000 de lei, 10 oare, adică trebuie să fie un vestit. Păi, nici... Două chef de cui? Dar și 10.000... Da, doar la puțin, dar... 10.000... Dacă lângă altceva, poți arăși. Cu 5.000. Deci noi acum nu avem niciodată. Doar de acoperiș, un ar de casă. Nu avem niciun bani. Eu am pus acest punct pe organism. Deci când va veni bani de la guvern, eu zic că nu voi aprova. Supunem la vot propunerea de a mâna, de a reveni cu acest punct pe o altă ordine de zi. Deci am un punct. Păi vom primi bani de la stat, vom face o rectificare. Vom da un ajutor care... Lasă la asta la dumneavoastră să se resimte. Până la vot, problema nu s-a. Cine l-a inițiat? Adică proiectul? Eu l-am inițiat. Deci, dumneavoastră, dacă sunt doriți să-l amânăm sau să-l... Nu, nu avem la fel, dar ce treabă are? Pe inițiatorul proiectului? Nu, pasivă, care este posibilitate. Punem la vot propunerea din bag sau aluare. Deci, eu propunerea lui... Deci, omul a fost ce spuneți dumneavoastră? Adică, și dacă vrei să mai fie ok, supunem la vot proiectul inițiat de domnul primar și supunem la vot și proiectul de propunerea făcută de aia, ca să fie... Proiectul cu propunerea, să supunem la vot. Da, da. Situația aia este. Da, în amânarea punctului 3, când vom primi bani de la stat, vom face o rectificare, vom vedea atunci care este. Și cine este proiectul? Guvernator. Care este proiectul? Exitare. Deci, vă spunem astăzi cine este proiectul. Care e întrebarea? Care este amânarea? Amânarea punctului 3. Deci nu sunt bani. Să așteaptă de bugetare. Da, rectificare de bugetare. Și între timp poate... Păi și dacă este votat și când vin bărbuții... Și dacă se reprezintă. Revin cu... Păi cum poți să pe ordinea de trecut. Și între timp poate pune la... Acum? La punct. HCL-ul de ajutor. Exact. O punem în vedere sumele care stabilesc, la fel pentru toată lumea, la fel pentru diferitele calamități sau... A trebuit să vină să nu ajutorul cea exact. Obligat, nu știu cum zic, uman, să dau banii investitorilor, adică modal, dar toate lucrurile astea, iar pentru următorul bani, trebuie să vină și exact Consiliul Local. Și că mulțumesc Consiliul Local pentru banii locali, dar nu apropiu nici găinile moarte. Adică mai ieși la mișto. Deci, mergi un euro... Mai ieși la mișto, adică nu mi-a plăcut, adică domnule, nu știu, ei au crezut că noi avem ceva potrivit. Nu am, domnule, pentru că e greu să-ți arăt o casă. E greu să facă zică. Și o să o ia apa și o să o facă. E greu, adică faci niște... E munca de viață, e mult, dar trebuie... Cum zice și domnul Magana, e mult, 10.000 centiu. Că e un precedent, s-a creat un precedent, bine. Să zice cu altă poliță de articulare, s-a creat un... Dacă în momentul când vii cu HCR-ul pe ajutor de urgență, putea să modificăm suma aia. Da, și în viitor... Și domnul Jogor al de date, 5.000 de lei, cred că ar fi 4-5.000 de lei. Nu e mult nici aia, nu o să mă Să nu-i dă domnul de data. Adică, să știți că eu am fost la femeie, la doamna Angelina, și ce-am văzut la forum, m-a speriat. Adică, n-am văzut la casa, nu mi-a fost dispusă. Arată, n-are niciun bar. Ce-am văzut acolo și el, am văzut că a fost și domnul lui. Am văzut mașina lui plecat la bancă, a fost să se întâlnă. Da, dar ce-am văzut acolo, pe cuvânt, adică. A fost și dumneavoastră colegă de-a noastră, adică n-am prins-o eu ca și consilier. Și a fost și edil la localități, nu? Nu știu, pare da, că... Da, 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 da. Primarul comunist sunt bune. Da. Da. De ce au tine? Divers. Divers. Dar te puneți întrebări. Eu am vrea la stocul să vă zic, sunt două șanțe de fondat, deci cu geapă, sunt două, aș mă face.
Și am zis la Marinela să facă, tot zice că face, dar mai face. Știți că să vină cei de la Insu, să domnească bucețul în Val de Calamitări atunci. Știți că am așteptat, n-a făcut acolo, la biserică, da? La... La pozul ăla, da. Știți că n-a făcut să vină aia de la Insu, nu-mi vine banii. Câți bani ziceți până la o gustare. 100 de milioane. Dar să facem cu ea, cu ea. Că n-am voie să-i duc nicăieri decât acolo. Ne faceți un zi de sprijin și să nu mă mai lucru mare. Să continuăm așa. Ce s-a făcut? Și-a dat pe ea. Câți v-ați dat din 5 mai așa de balastru? Ce să fie 100 de milioane. Dar e bun și e bun, că dacă îl faci acolo, nu se mai rupe. Că mereu se rupe acolo. Mereu e problemă. Să fac o pinte, la fel la... Gardul ăla să trebuie mutat, măcar câte vreme. Gardul ăla, acolo ar trebui mutat. S-au dărâmat tot acolo. Vorbim de lucruri pe care nu este în competența mea, nu sunt pe atribuții mele, nu este în atribuția Consiliului Local, nu este în... De ce? E bun. E bine să știu cum omul ăla are mai mult de 1250 și 1350 de euro. Dar n-are un act. El are actul. E bine să știu dacă acolo e de ce mai mult de suprafață. Dacă tot... Și mai mult, hai să vă spun ceva, eu nu spun foarte nimic, când ne-am discut. Gardul ăla așa a fost întotdeauna. Ce n-ai problemă? Gardul ăla care se întindă... Nu e adevărat, domnule, bătrâni... Bătrâni, stâlpul ăla... Stâlpul, da. Stâlpul, da. Dar de la Fădeț la Vale vorbim noi. Unii, e vorba de... Dar erau, eu o scos, o ieși să te mai întâlnă. Păi ieși, dar vorba... Dar stâlpul nu, ai fântat. Și spui de stâlpul ăla, da, dar nu e de pentru că acolo, iar acolo la media, când treceam cu căruța cu fund, era teamă să răsoară căruța. Stăpul ăla, da, e al lor. Dar e unii podezul ăla, de la podez la bani, e total. Da, acolo, da, acolo știu că o ieșit puțin. A ieșit cu vreo 4-5 metri. Acolo a fost incidentiv celor care au soltat în da, acolo a fost îngropați... Nemți și ruși. Da. Acolo este un cimitir. După aceea, pe eu, eu conjurat și o luat feria. Și aveți pauză tu să... Nu. De acum facem un moment și... Da, zi-a întrebat. Acolo trebuie neapărat mutat de acolo, dar...